Hai, Fărică, Stefan. 4-2. Deci... 4... Dacă ești bună, dar nu mai e. 5-3. Ia să vedem cum zice. Uite aici. 5... Și a treia. Ai noroc? Hai, 5-1. 5-1, zoc de fac, Fari. Deci aici. 5... Și mai punem una aici. Ia. Ia dat-o cu zarul. Ia. 5-1. Să vezi că mă bate și mai multe. Aia, păi am ajutor de nădejde, nu? Așa. Așa. 4-1. 4-1. Stai așa. 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 4. Și una aici. A, hai că plânge masa. 4? Tot 4. Doamne, ce frig s-a făcut. Da. Ia uite. O fi venit maica sa. Ia să vedem. Cine a țipat? Hai să intrăm în altă dimineață. Hai să intrăm în altă dimineață. Hai să intrăm în altă dimineață. Dar vreau să mai stau. Nu se poate, e târziu, tată. Copiii au nevoie de 10 ore de somn. Să știți și voi. Dar vreau să mai stau, nu e somn. Și în plus am zis că vă arăt cu cercul. A? Bine atunci. Te duci în baie, te speli pe dinți, ne arăți cu cercul și gata, la culcare. Bine. Hai. 2-1. Prea multă carte nu e bună nici. Păcat. Mare păcat. Păi stătea doar ce-mi trebuie și scria. Că vedeam mereu aprinsă lumina la ei. Uh-huh. Ah, stai gândul meu, da? Da. Unde o fi dus? Pe copii? Pe la mama ei, așa mi-a spus Costel. A, ah, gândit-o înseamnă. Întâi a trimis copiii de acasă. Uh-huh. Șase, ia uitați. Ia. Ia. Bravo, Sofiicuța, ești o fată de milioane. De milioane de euro, nu de lei. Da, dar să vezi când o crește mare, cum dă din șolduri. Bravo, hai. Hai acum să mergem la culcare. Hai, spune noapte bună. Noapte bună, Sofica. Noapte bună. Du-te și deschide tu. Bine, Fane. Hai, să-ți putem. Opa. Și? Mergem ceva la magazinul de vechituri? Da, mergem de dimineață, adică, da? Aaa, mare fiind. Da, ce vinde? Da, e în țara mai mult. Mai mult, adică la o mare, da? Sau o tablă. Cine e? Prin dorbul scoate ochii, eu să-mi ia Fane. Aaa, tu erai? Vino cu bine ai venit. Miroi. Hai să batem o tablă, vino cu acest, stai la maci. Dă-te și mă dau un lac de pulă mai încolo, ca să-mi cap și eu. Uh-huh. Hai, băgă-te în pat. Noapte bună. Hai. Facem tabla, da? Ia zi, ai fost acolo, cum e? Hai, noapte bună. E nasul rău de tot. Aoleu. O să ai varză. Mie să nu moară de atâta plâns. Doamne, feriște. Tasul e mai bine, deci stă într-un col și tace. Uh-huh. Auzi, daci, că le-a lăsat și o scrisoare. Și că de vină ar fi Daniela, care ar fi plecat la alt bărbat. Unde să plece? La bărbatul ei de dinainte. Poți să vii puțin, te rog. Nu se mai înțelegeau bine. Ea a plecat cu ăla și el i-a zis că dacă pleacă... Dar de ce nu se înțelegeau? Mă, ce ești prost? Și oamenii se înțeleg că se înțeleg și pe lor nu se mai înțeleg, nu? A plecat la ăsta pentru că probabil avea probleme, nu? Probleme de care noi nu le cunoaștem. Sau poate e curvă. Că există și de-asta, bre. Vorba lui mămica. Mm.
Nu face vântul cu pomul ce face pizda cu omul. Ce? Așa o fi. Mă, dă, eu mă gândesc de ce nu l-a dus pe ăsta la capelă. Acum, de când pun legea asta nouă, parcă nu e voie să ții mortul în casă. Vine vremea și murim și noi. Ce crezi? Hai, mă, mai lasă-mă cu asta, că mă ia depresia, pe cuvântul meu. Marcus Aurelius de Dobruiești. Hai să-l ierte Dumnezeu și veșnica lui pomenit. N-avem voie să-i pomenim teologii pe ăștia care se omoară singuri. Așa e. Cât ai de mă? Voie, am înțeles, n-avem coaie. Așa e, e păcat. Sufletul lui se duce în iad. La satana, direct. E, man, se duce. Așa se zice, nu eu zic, eu nu am nicio părere. După mine, eu sateu. Trei? Și una. Da, mă, dar mă gândesc de ce îl țin în casă. Înseamnă că nu-l lasă la capelă. Da. Auzi, Chiorule? Hmm. Bă, țuic? Bag. Așa e. Știu pe cineva, verișoara vitregă a lui Iuliana, care a pățit la fel cu fisul. Deci. Numai că asta și-a pus capul în lift până când i-a strivit liftul capul. Era lift de la vechi bre, de la interbelic. Schindler? Greu, da. Lista lui Schindler. A deschis ușile, a chemat liftul de sus și a pus capul jos până când a venit liftul și a prins capul între lift și etaj, cum ar veni. Și l-a apăsat atât de tare încât i s-a strivit capul, i s-a spart ca un bostan. Măsa și ea, ca să o îngroape în cimitir cu slujbă, a dat și pe unde a putut. Trei. Ca să se zică că a fost accident, înțelegi, nu sinucidere, adică. Și s-a făcut treaba. Am pachetat-o, a apretat-o, a spălat-o, a tot în regulă, călcat, pus, tac, popă, tot în regulă. Pe lângă Săcărâm, pe la țara, cu bani face orice. Și încăpat. Da, da, stai să vezi. Că după o lună, două, vine la ea de la cimitir și zice că așa și pe dincolo, căci că fata dumneavoastră plânge de sub lespedea mormântului toată noaptea, în hohote. Superstiții tâmpite, mă. Așa și ea și eu zic. Că sateu, nu? Trei. Mersi. Trei și una. Da. Ea zice, la ăștia le zice, bă, sunteți niște lăbari proști cu toții, da. Ei se duce în cimitir. Noaptea și o aude și ea pe fisa cum plângea. Ce să fac? S-a sfătuit cu popa, a angajat niște țărani. Le-a zis, băi, mie să-mi dezgropați frumos fata la noapte. Să nu vă știe să-mi vă audă nimeni și să o îngropați la loc, dar în afara cimitirului. Mm. A aruncat cu banii în ei, le-a dat și o vodcă și s-a făcut treaba. Până și azi, lespedea mormântului este în cimitir. Iar fata e înhumată dincolo de gard. Cine se crede de prostiile? Da. Dumnezeu să ne ierte pe toți. Nici ea nu credea și uite, mi s-a jurat pe sufletul ei că e adevărat. Că a auzit-o ea pe fisa cum plângea de sub lespedea cavoului. Că-i făcuse cavoul de la frumos, de marmură, de la marmosim, luase de la cineva, de la Videanu, de acolo. Și în plus, ci că de fiecare dată de Rusalii, vine un câine negru care îi smulge mâncarea din mână. Se înțelege foarte bine ce fel de câine este ăsta, nu? Ce fel de câine e? Sofia, ia uite, bă, erai și tu aici. Măi, ce mare te-ai făcut! Lucifer! Satana! Se întâmplă tot felul de fenomene paranormale. Nu trebuie să-ți fie regă. El spune numai minciuni, prostii, dragostea mea. Și? Povești, Sofia. Vorbim și noi, ca să ne treacă viața. Nu-i nimic adevărat, pui nimic, ce n-ai. Hai, dar tu de ce nu mergi la culcare? Hai, ia la culcare. 3-3. Păi nu se poate la tine acasă, pentru că nu e nimeni acum la tine acasă. De cine ți-e frică? De mort. De mort? Păi de ce ți-e frică de mort? Nu trebuie să-ți fie frică de el, că nu-ți face nimic ca mort. Ce să-ți fac? 5-4. De ăștia vii trebuie să-ți fie ție frică, Sofia. Nu de morți. 5. Ăștia vii te fac. Ia uite, uite și tu la mine. Hai, lasă, lasă. 7-4. Sofia, dacă ești cu mine, de ce să-ți fie frică? Și cu nebun, dar? 3-1. Și cu el? Păi? Și? 10. Ia uite tu ce perete gros avem aici. Ia du-te și vezi. Pune mâna să vezi. Balic. Nu trece nimic prin el. A? Vezi? Vezi ce gros e? Nu trece nimeni și nimic prin el. Are 4 metri, e făcut din fier forjat de către nemți. Așa pe cuvântul meu de bunic. Da, 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 da. Așa e. Da, bine. Da? Bine. Hai.
Hai atunci, hai la culcare. E frumos la culcare. Zi noapte bună. Noapte bună, Sofia. Vreau să vorbesc cu mami. Mă bucur că te-am văzut. Ia. Șase, unu. Șase, și încă una. Chiorule, stai puțin că... Ia. Alo? Da. Vreau să vin la tine și la tati. Că mi-e frică. Mi-e frică de mort. Eu nu am mort aici, adică la vecini. Bine, la cu tine. Moșii, moșii. Da. Nu. Nu, a murit un băiat tânăr aici, în vecini. S-a omorât, nu știu de ce. S-a smânzurat de balustradă. Da, avea probleme, nu știu. E cum era să o duc să vadă mortul? E, asta e. Crezi că n-aveam alte probleme? Marius, eu plec, mă, să iau pastilele. Hai să trăiești. Auzi? Bane, am plecat. Bine, pa. Auzi, să știi că n-aș vrea să-i mai fac baie în seara asta. E frig și să... Trebuie să nu ciordești ceva după acolo, că sunt cu ceva. Eu să ciordesc, bre, poate mă ata. Tu mai ciordi cărțile alea două, las că știm noi. Bine, bine. Bine, îi fac și baie, da. Îi fac și baie, da, îi le dau, sigur. Și gras și prost. Dă-te în pula mea. Alo? Da, mi-e frică. Nu stă cu mine. Joacă table cu niște vecini, cu Neau. Cu Nea Bondra și cu un omor. Și e și bea. Nu e adevărat. A, da. Bine, îi spun. Te iubesc, pa. Pa. A zis mama că să stai cu mine să nu ai joci table. Bine, să-mi citești o poveste. Bine, băbăcica mea, o să stau și cu tine. Dar nu poți să-i las pe băieții ăștia așa. Trebuie să stau cu ei, nu? Până la urmă. Culcă-te frumos acum. Dar mi-e frică. Stai că ți-a prind veios. E bine așa? Hai. Noapte bună. Noapte bună. Ia-i să zicem noi tatăl nostru. Așa. Nu, stai. Trăiești așa. Așa. Îngerașul meu, ce-mi te-a Dumnezeu, eu să-mi cumpăr. Așa, hai că acum e și ocrotită. Foarte bine. Cum poți să-ți imaginezi așa ceva? O să te ocrotească cu hortele gerești? Vieții mor. Austru. Nu prea se vede. Pare că au pus mortul pe masă. Se vedea ceva pe lângă perdea. Picioarele pe masă cu pantofii specifici. Aha. Lor îmbălsăma. Ai? Prosectură. Hai mai să aranjim tabla asta, să facem o partidă ca lumea. Ia de tu. Așa. Foarte bine. Așa. Vreau și eu să stau aici. Nu vreau dincolo. Bine, draga mea, uite. Du-te și stai acolo pe banchetă, că vine tata aia să-ți facă pătuțul, da? Hai. În ce clasă e Sofia? În 2. Și te bat la școală? Nu.
mine, pe mine, ce mă mai băteau. Mă puneau cu genunchii pe coș de nucă. Păi dacă tot ți-e frică, nu-i mai bine să stai aici în dormitor? Nu? Că e mai departe peretele de tine. Hai. Dar aia sunt cu tine. A, dragă, de ce mă iubește. Hai, așează-te acolo, pune căpuțul pe pernă, să te învelesc ca lume. Acum nu mai ți-e frică, pentru că suntem toți aici, da? Hai. Noapte bună așa. Somn ușor, vise plăcute. Puricii să te sărut. Mersi. Ia le dă-i, ia. Așa. Opa. Câți? 4-1. Vrem, mă, minți. Cu dragoste vin, mă, eu pe tine. E, asta-i, mai trag în piept și un handicapat acum. Așa, ia. Stai să dau și... A, mai dă o dată, nu? Ia, să mai dau și... Dar unde e un zar? Nu știu, că i-am dat cam două. Păi ia, uite-te, vezi mie. Ce să mă uit eu? Stai. Era aici. Aha, 4-4. Ia uite. Hai că mă duc acum la mine. Dacă cred că linia asta e a mea acum. Ia vede și tu. Păi dacă trișezi. 6-6, da, mă. Nu, uite. Ia uite ce m-am dus. Ia de-a.